Băi, salutare în lumea și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Counter-Strike. De data aceasta va fi un episod mai special pentru că ne vom juca pe Counter-Strike 1.9. Bun, deci cum ați auzit, 1.9. Dacă vreți și voi să-l descărcați, aveți link în descriere. Hai să intrăm aici pe Go Crashed. Să vedem cum se prezintă. Ia să vedem. Pa. Care o strălucire așa foarte mare. Stați-mă puțin să mă înregistrez. Așa, m-am logat. Și da, ăsta e Counter-Strike 1.9, deci se aude aproape ca în CSGO totul. Cel puțin așa mi se pare mie. Și da. Consumă mai multe FPS-uri jocul, adică necesită un PC mai bun, pot să zic. Dar mi se pare foarte tare. Deci uitați-vă, strălucirea asta și toate astea. Vedeți? Ăsta are AK, dă-te frate că mă enervezi. Bun. Hai să vedem, avem un cufăr aici. Mamă, e Carus Fel. Bine, boss. Bine. Bun. Și... na. What? Nu o să fac... toate episoadele pe acest CS 1.9. O să continui pe CS-ul normal pe care l-am, dar am vrut să vă prezint și acest CS. Mi se pare interesant, ce pot să zic, această strălucire mi se pare destul de tare. Și mai ales că sunt sunetele din CSGO. Și da. Și cum tragi KVP-ul și când îl scoți și pui mei. Vedeți voi. Bun, o să vă pun și link în descriere de la acest Counter-Strike. Dacă sunteți interesați și vreți să jucați de pe el. Na, ce pot să zic? După la acolo, bobițe. N-ai voie cu grenada, nu te-a învățat mămica că n-ai voie cu grenada. Mamă, cum a venit ăsta raș cu pistolul. Da, nu e voie cu grenada normal și normal pe mapa asta de AVP-uri. Hai, mamă, deci nu te cred. Așa. Bun, deci hai ca să auziți și voi cum se aude AVP-ul, nu știu de ce nu se aude la AVP-ul ăsta, bun? Vedeți? Deci ca în ce sigur se aude. Da, mi se pare destul de tare. Dacă vreți așa o strălucire de asta, nu știu, trebuie să ștergi ceva din el ca să nu mai ai strălucirea asta, dar nu știu ce, cum se treaba, hai că jucăm și noi dacă e. Bun, hai să intrăm acum pe New Game, să vedeți cam cum stă treaba, intrăm aici pe Dead Us 2, să vedeți cam cum stă treaba cu... Deci așa se încarcă când intri pe un set, dar parcă v-am arătat la început, da. Și hai să vedem cam cum merge pe... cam cum sunt skinurile, știți? Că astea, alea erau skinurile de pe server. Acum să vedem skinurile din joc. Așa, go, ne băgăm la Tero. Nu știu ce, deci... O să vă dea pistolul ăsta și cuțitul ăsta. Ăsta nu știu ce cuțit e. Hai să băgăm niște boți. Adaugă 10 boți. Bagă 10 sau? Da, bun, hai că mi-a băgat 10 boți. O să vă dea AK-ul ăsta. Și... da, și pistolul ăsta. Iată, deagle, ce deagle ne dă. Deci ăsta e shop-ul. Deci, pare interesant. Bun, un deagle. Ne dăm un deagle de ăsta, nu știu cum se numește. Am avut și un deagle de ăsta, dar... am avut. Au! Bun, hai să vedem, să luăm o armă de la CT. O să ne mutăm și la CT să vedem cum arată impactul. Hai frate, măriți odată ca să ne mutăm la CT. Deci asta ar trebui să fie o tentativă de
Ia să vedem ce mai găsim pe aici. Ce stai, tech? Deci max 10 e tech-ul. Bun, ce mai pe aici? Ăsta e... Vedeți, deci ăsta e AUG-ul și se aude fix ca în CSG. Bun, ăsta e MP7-le. Hai că trage și botul dacă e. Bun, hai să mă mut eu la CT. Nu pot să mă mut? Ok. Bun, hai să mai vedem ce mai ce să mai cumpărăm de aici. Ăsta e MP7-le, bă, deci se aude cam aproape în CS, aproape ca în CSGO. MP-ul, da, ăsta e MP-ul, nu era MP7-le. Bun, rifles. AVP-ul, deci vă dau un AVP de Dragon lor. Da. Foarte interesant. Rifles. Sper să nu aveți niciun skin. Ia zic, ce mai e pe aici? Și Galilu. Ia. Pe Galil aveți un skin interesant, după părerea mea. Bă, dar eu vreau să mă mut la CTF. Bot. Mă arătă bot. Bă, eu vreau să mă mut la CTF. Stai, mă puțin. Nu cred că mai CTF arăt decât. Ia, tech. What? Stealth. Dual Beretta, Scloc. Tech. P250. Se aude ca în CSGO, numai că mi-a pus CZ Auto în loc de pe 250, nu știu cum se treaba, cred că cel care a făcut jocul nu prea le are cu CSGO. Bă, mai vreau niște arme să le arăt și după aia intrați voi și vedeți. Asta e Negev-ul. Deci uitați, ăsta e M4, vă dau un M4 haul. Jocul m-a venit. A, cuțitul cred că ar trebui să bagi un carambi, dar na. Uime. Așa, bun. Ăsta e... Deci, uite, se aude fix ca în CSGO. Da. Păi bun, bă, fraților. Dacă vreți să mai vedeți voi ceva, vă interesați și intrați aici pe joc. Și da, o să aveți link de, în descriere de unde o să-l descărcați. Da, nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un comentariu pozitiv dacă vreți să fiți moderatori și trebuie să fiți activ pe live-ul dacă vreți moderator, dacă nu, aia e. Și un subscribe dacă n-ați făcut-o încă, un share, eu am fost Halogen, pa, pa!